S-a înscris pe pagina cel mai sexy tătic din România. Găsiți cu ușurință acest link la noi pe Facebook sau dacă dați un search pe a1.ro. Florin s-a înscris cu o fotografie super interesantă. Ea tat zice că a plecat la biciclet cu rucsacul, dar nu, este chiar un copil acolo. Oameni serioși nu stau acasă să se uite la televizor, să facă urme pe canapea. Au dus copilul și la munte, după cum se vede foarte devreme, să se obișnuiască ăsta micu, cred că e fetiță, cea mică, să se obișnuiască atât cu aerul de munte, cât și cu zgâlțiala. Iată. Florin, băiat de la munte, astăzi ne privește de la înălțime. Suntem în legătură directă cu el, pentru că este într-un loc ciudat. Nu avem foarte mult semnal, dar ne vom înțelege. Salut, Florin, ești în direct! Sper că tu ne auzi, noi nu prea te auzim. Vezi dacă n-ai apăsat cumva butonul de mut pe telefon. Ne auzi? Ah, noi te auzeam la probe, dar acum nu te mai auzim deloc. Stai un pic, să vedem. Da, s-a și mutat nițel din poziția la care am prins semnal. Este undeva în Brașov, la ultimul etaj al unei clădiri pe care probabil o construiește sau la care pune umărul în construcția ei. Încercăm să reluăm legătura. Ultimele luni au fost mai problematice când a venit vorba de semnal, fie el GPRS, fie el 4G, fie 5G în unele regiuni în București. Încercăm să luăm din nou legătura cu mai formez o dată, prietenul nostru. Atenție, este cel mai sexy tătic din România în viziunea telespectatoarelor de neața. Juriul, vă dați seama, va fi compus în marea finală din mămici celebre și prietene ale emisiunii. Ele vor hotărâ care este cel mai sexy tătic din România, cel care va primi titlul, dar va primi și premiul de la susținătorii noștri. Merge. Florin, ne auzi oare? Ia. Vă aud. Hai că am reparat-o, sunt bun. Unde ești? În ce oraș, în primul rând? Brașov. Foarte frumos. Sper că ăsta este locul tău de muncă. Ai un birou foarte mare. Da, foarte mare. Văd tot Brașovul de aici. Cu ce te ocupi, Florine? Sunt inginer pe construcții. Ok. Lucrez pe șantier. Ești din gama băieților care încep munca destul de devreme, nu? Șantierul nu stă să aștepte ora 12? Da. 7:30, 8:00. Care e programul tău în mod normal? La cât te trezești într-o zi normală din săptămână? 7:30, 7:00. Stai puțin, ai un minion pe cască? Da, l-a lipit cineva și acolo a rămas. Da, sunteți foarte simpatici pe șantier. Se lucrează din greu, bănuiesc că aveți un an super, n-au mai fost așa ani buni în construcții. Practic până la jumatea lui decembrie puteți construi. Da. E vreme bună, ne permit, acum chiar profităm să hidroizolăm terasa și pe aia să o izolăm înainte de iarnă. Ești un pic șef pe șantier? Da, șef de șantier, da. Ok, la câți ani? La 30 de ani. Foarte bine. Ești un pic șef și acasă? Acasă nu. Nu că o simțeam venind și de-aia am zis să te ajut. Cum se numește soția și spune-mi dacă a avut vreun merit în înscrierea ta. Da. Ea m-a scris. Cum se numește soția? Bianca. Mulțumim, Bianca. Aveți fetiță, judecând după hăinuțele roz? Fetiță, 8 luni. 8 luni? Cum se numește fetița? Alexandra Taisa. Alexandra Taisa. Din fotografii reiese că ați dus-o deja destul de sus la munte. Bănesc că sunteți niște părinți pe tip nou, foarte deschiși la minte. Da. Unde ați luat-o cel mai departe până acum? Am urcat cu ea la 3 luni jumate pe vârful Ciucaș. Bravo. Ia, părinți responsabili, ne place de voi. Bănuiesc că n-avem probleme, răcele astea s-au eliminat din start. N-a răcit niciodată până acum, e chiar indicat. Bă, eu sunt convins că 2-3 bunici s-au făcut cruce când au plecat cu ea la 3 luni jumate, 1954 de metri. Răzvan întreabă, bunicile își mai fac cruce uneori, nu? Și zic, măi, mamă, fi bine. Da, să o îmbraci bine, să-i dai două rânduri de ciorac.
Și două căciuli neapărat, da. Florine, ne bucurăm tare mult că avem astfel de telespectatori. Pupă și soția și fica. Ești foarte departe în cursa noastră pentru cel mai sexy tătic din România. Ne place că avem oameni deschiși la minte pe aceeași frecvență cu noi. Te salutăm, să ai zi ușoară. Salută-ți colegii. Mulțumesc, salut. Ciao, 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 ciao. Uite, Florin ne-a arătat și altă versiune de Brașov. N-am văzut Brașovul de până acoperiș. Se muncește din greu acolo. Da, ieri am avut pe cineva tot așa, în zona construcțiilor, pe lângă București, pe la Popești, Leordeni. Era de dimineață la treabă, fie doar și pentru că în ultima săptămână ne-a zis i-au dispărut 5 centrale termice. Da. Știți cum e. Da, prietenul nostru de la înălțime, manager de proiect, inginer, mă încântă foarte tare meseriile sau diversitatea meseriilor celor care au intrat în această competiție. Vedeți dumneavoastră, mai obligați, forțați. A fost foarte bun discursul, e șef pe șantier, sunt la 30 de ani, ați văzut, conduce operațiunile, dar acasă mai, da? Ușor, că avem la cine să strigăm până la ora 6 pe șantier. Între timp vă arăt încă o dată ceasul, pentru că mâine nu o să vi-l arătăm, că nu-l purtăm cu noi chiar peste tot pe unde umblăm. Astăzi puteți încă să vă înscrieți în cursa noastră. Pentru câștigătorul concursului nostru cel mai sexy tătic din România, avem un Garmin Fenix 6, este cel mai evoluat ceas de sport și de outdoor și de activități din lume la momentul ăsta. Este pus la dispoziție în loc de inel. Ziceți mersi că nu vă dau un inel cu piatră, treaba voastră, băieți. Să văd cum îl luați pe șantier. În loc de inel avem un ceas superb, vine de la sportguru.ro, acolo puteți intra să găsiți detalii despre ce se mai poartă în materie de outdoor, de sporturi, de extrem, de ski, că urmează epoca schiului imediat. În plus avem vouchere pentru tăticii care vin în platou. În nu multe săptămâni de acum vom avea marea finală, se ține chiar aici în platou, abia aștept să văd ce probe pregătim pentru băieți, că fetele știți bine, dacă n-au făcut aici și figurine din plastilină și le-am și murdărit cu făină, au și alergat pe aici. A fost foarte complicat pentru fete. Merită și băieții un pic de